Permiteți-mi să vă felicit cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii și a Mamei, să ne încântați și în continuare cu vocea caldă și atât de luminoasă pe scenă, ca de obicei. Mulțumesc din suflet, bine v-am regăsit, mai ales că e o zi atât de minunată și cu ocazie atât de frumoasă, mai ales când trăim în aceste vremuri zbuciumate. Totuși, sentimentul de mamă este unul special și nu pot să remarc și familia frumoasă. Sunteți înconjurată chiar de doi bărbați adevărați. Aveți și o melodie care se numește Numai mamă să nu fii. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Cred că cel mai suprem sentiment, cel mai minunat, minunate emoții sunt acele pe care le poartă și le duce o mamă atunci când se nasc copiii ei, și nu ar fi nimic atât de frumos sau atât de groaznic dacă nu ar exista copiii. Pentru ei ne frică și ne dorim să fie pace, pentru ei muncim ca ei să ducă un trai frumos, pentru ei trăim în general. Nu știu ce să spun, probabil și timpurile astea ne-au făcut să înțelegem, Doamne, cât sunt de scumpi copiii, familia, pacea, sănătatea și nimic mai mult nu să ne dorim. Și să punem accentul pe valorii exact, adevărate. Exact, și nu-mi doresc nimic altceva decât să cresc copiii fericiți în pace. Eu asta vă urez din suflet și să dea Dumnezeu așa să fie până atunci. Mulți ar spune că ultima perioadă cumva e mai simplu să fii mamă, din motiv că, bine, comparativ cu mamele de cândva, în anii 80, atunci când nu erau mașini de spălat, când nu erau scutece și multe altele, mai cumva le era mai greu. Cât de este adevărat. Acum, de multe ori îmi pun întrebarea, Doamne, oare cum se descurca mama mea spălând și făcând toată lingeria albă? Noi acum avem și scutice, și mașina de spălat, și mașina de uscat, și mașina de spălat veselă, vase, și da? Mașina... Da, adică chiar ne este mult mai ușor. Și medicamente, și tratamente mai disponibile, pentru că, mă rog, că nu-i dureau burtica. Și mă gândesc, Doamne, cum reușeau mamele noastre? Dumnezeu să o ierte pe a mea și ce care sunt mamele, chiar le urez sănătate multă și le mulțumim pentru că ne-au crescut în timpuri care nu erau deloc ușoare. Doamnă Dabija, întrebare simpluță așa, aveți o voce atât de caldă și vorbiți atât de cald, ce fel de mamă sunteți? Mai severă sau așa? Și rea și bună, cu de toate. Eu mă uit la băieți și îmi dau seama că sentimentele sunt multiple. Cum este mama voastră? Vă mușturluiește atunci când mai greșiți sau nu dați cu aspiratorul prin casă? Ca orice fiu, aș vrea să fiu un fiu responsabil, să-mi fac treaba în casă, să o ajut când pot, când nu pot, mai puțin să o ajut. Și cred că pentru mine mama mea e cea mai scumpă, cea mai frumoasă, cea mai grijulie. Și... asta e. Pentru mine, mama mea este totul. Cătălin, fiul cel mare al Anei Dabija, și tu, Cristian? Da. Cum este mama? E severă? Te lasă așa să mai mergi pe la fete, să mai cochetezi? Este blândă, ca întotdeauna, iubitoare, câteodată, dacă nu suntem și noi cei mei cominți. Mușturiește mama câteodată. E un lucru normal, să știți, pentru că avem nevoie uneori de acele momente în care ni se fac acolo observații ca să nu zburăm și noi cu capul în nori. Dar voi cum sărbătoriți de regulă ziua de 8 martie? Pentru că mai e și surioara voastră și voi, ca bărbați, așa, cum surprindeți voi mama și surioara? Este un proces destul de interesant. Vreo 2-3 zile ne gândim cum am putea noi să surprindem, cum am putea să-i facem o dimineață frumoasă. Chiar de curând am strâns niște bănuți să-i facem un mic cadou, o paletă de machiaj. Știm că femeile au nevoie de machiaj, de toate cele. Și dimineața un buchet de flori, un bună dimineața frumos, un sărut pe frunte și cred că se simte bine când are parte de aceste chestii.
Și ce e mai important, că atunci când adresezi o întrebare și, de regulă, în prezența cuiva îți oferă și răspunsul, normal că citești acele sentimente, fie că sunt sentimente venite de undeva din interior, care denotă faptul că, e bine, copiii ăștia au o anumită frică, dar nu, aceste cuvinte sunt venite din suflet și simt acest lucru. O să revin la faptul că, într-adevăr, sunteți o mamă caldă și blândă pentru ei. Cum a fost mama dumneavoastră pentru... Nu întotdeauna sunt cea mai caldă și blândă, dar dacă nu am fi noi cei care să le arătăm drumul corect copiilor, atunci nu ne-am face noi menirea pe lume. Dar mama mea, Dumnezeu să o ierte, chiar blândă și chiar a avut încredere întotdeauna în noi, ceea ce facem, ne-a susținut. Da, am avut o mamă, cea mai bună mamă din lume. Și eu mi-aș dori din suflet să fiu măcar jumătate de cum era mama pentru mine, să fiu eu pentru copiii mei, să le fiu o prietenă, să le fiu, sigur că mama, pentru că eu o iubesc, nu știu dacă sunt dimensiunile care pot să le arăt cât de mult eu o iubesc. Eu pentru ei trăiesc, eu pentru ei lupt, eu pentru ei am răzbit în viață și eu îmi doresc nespus de mult ca ei să fie mândră de mine, iar ei să ajungă oameni buni, oameni cuminți, oameni înțelepți și să-i respecte, să iubească pe cei din jur. Iată, despre luptă și sentimentele pe care le trăiți, îmi dau seama că oricum aveți o viață încărcată. E vorba de concerte, repetiții și multe altele. De multe ori lipsa chiar de acasă, presupun aceste activități. Și atunci, cum reușiți să combinați rolul de mamă și cel de artistă? E complicat, da, sau? Băieții scumpii lui mama, într-adevăr, ei când erau mai micuți, ei chiar nu prea au avut parte de mine. În schimb, era bunica care le-a oferit toată dragostea. Știți, ultimii ani, chiar cu această pandemie, sper că am recuperat niște momente împreună. Împreună am gătit, împreună am cântat, împreună am făcut ordine. Poate, știi cum, tot rău spre bine uneori, am recuperat niște lucruri și eu mă rog să reușesc să fiu alături de ei, să fiu, pentru că ei sunt tot ce am mai scump. Vorbeați de mândrie și în această ordine de idei, totuși mă gândesc la faptul că voi sunteți mândri de mama voastră atunci când o vedeți în concerte și când o vedeți la televizor. Voi mergeți de regulă, s-a întâmplat să mergeți și atunci când e vacanță, cu mama în concerte, să fiți, da, în sală, prezenți? Da. Da, a fost, mereu am vrut să o susțin, să-i spun că e cea mai bună, să-i spun că e cea mai bravă și să fiu un a treilea picior. Câtă gingășie și câtă dragoste se observă atunci când vă priviți voi reciproc. Voi vreți să călcați pe urmele mamei, să luați exemplu, de exemplu, să cântați și voi, sau aveți alte tendințe? Mama nu vă influențează în direcțiile astea? Deja i-am influențat. De okay. Micuții, nici nu au știut că poate altă meserie să fie. Cătălin cântă la acordeon, deja e clasa 11-a, la liceu Ciprian Porumbescu, Cristian la vioară, la fel la... A mai fost pe la noi și au cântat, da. Și de aia mă gândeam, zic, există continuitate sau... Sigur că da, sigur că da. Și o fac bine și sunt talentat și eu sunt deja cea care mă mândresc cu ei. E un sentiment cumva reciproc, adică este. În aceste momente. Ca orice mamă și ca orice copii. Eu cred că toate mamele din lume, cum nu ar fi copii, sau cel puțin așa trebuie să fie, cum nu ar fi? Trebuie să te mândrești și să spui copiii tăi sunt cei mai buni. Că dacă nu o facem noi, atunci cine? Noastră, ce mesaj ați avea pentru toate mamele sau inclusiv chiar domnișoarele care intenționează să devină mame? Pentru că e un sentiment cumva care ne învăluie, fie că e vorba de bărbat sau femeie, oricum, atunci când vorbim părinte. Despre mamă, e ceva aparte. Sigur că, dar ce le-aș spune? Nu știu dacă există mama perfectă sau exemplu, dar atunci când îi iubești cu adevărat și faci lucrurile din dragoste, nu poate să fie altfel. Chiar dacă greșești, dar dacă iubești copiii, atunci o să le oferi tot ce ai mai frumos. Iar ei asta trebuie să simt, că iubesc. În rest, toate celelalte sunt trecătoare. Că banii, că bunurile. Și asta trebuie. Dar cea mai importantă este dragostea și atenția de care au nevoie copiii.
Să nu vă lipsească niciodată aceste sentimente care vă predomină și pe care le-am remarcat pe tot parcursul interviului. A fost chiar destul de cald și vă mulțumesc pentru prezență și pentru aceste sentimente. Vă urez să aveți parte de o zi de 8 martie deosebită și voi, băieți, să veniți la mama cu flori, nu doar de 8 martie, dar de fiecare dată când aveți voi ocazie. Mai economisiți acolo din economiile voastre și respectiv. Corect. Așa suntem noi, bărbații. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, noi vă mulțumim.